Haideți să vedem încă un exemplu. Ni se spune că avem un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului B ABC, deci acesta este de 90 de grade și X un unghi ascuțit. Care anume? Nu ni se spune, alegem oricare. Să spunem că acesta este X. Bun. Și ni se spune să verificăm aceste, să justificăm aceste egalități. Nu avem valori concrete ale unghiurilor, nu avem nici lungim de laturi concrete, deci pur și simplu mă voi duce în a arăta rapoarte egale, adică lucrez cu laturi, cu laturi A, B, A, C, fără să înlocuiesc numeric, că nu avem cu ce. Hai să vedem la A. Deci avem așa, sin pătrat din X plus cos pătrat din X. Bun, din nou, gândesc sin pătrat din x ca sin din x totul la pătrat, adică voi pune la pătrat sin din x. Cât este sin din x? Știm relația cateta opusă pe ipotenuză, bc supra c, plus... Cos pătrat din x, cosinusul este cateta alăturată AB supra ipotenuză AC la pătrat. Desfac parantezele, BC pătrat pe AC pătrat, plus AB pătrat pe a c pătrat. Văd că am același numitor, deci scriu o singură fracție cu numitorul AC pătrat și voi avea BC pătrat plus AB pătrat. Eu trebuie să ajung la 1. Mă uit. ABC pătrat, BC pătrat e catetă, plus AB pătrat e catetă. Cât este suma pătratelor catetelor? Păi din teorema lui Pitagora, teorema lui Pitagora aici, BC pătrat plus AB pătrat este fix ipotenuza la pătrat, AC pătrat. Supra ipotenuza AC pătrat, adică desigur am ajuns la 1 așa cum vroiam. Haideți să ne ducem la B. Vom face fix la fel, tangentă din X ori cotangentă din X.